Copil. Dacă e posibil, la ea... Doamne! Toată lumea vrea copii sănătoși. Să dea copilul, să dea copilul lor. Mai cum să dai copilul? Ce fel de om să dai? Orice bun în România, până la urmă te costă niște bani, da? Asta e alta. Noi deja suntem 6 în familie, într-un apartament cu 2 camere. Noi suntem 4 în familie. Crezi că eu banii care duc acasă de unde i-am furat? Cine ești dumneata, doamne? Ele n-au educație, n-au nicio meserie și se trezesc cu un copil la 13, 14, 15 ani cu care nu au ce să facă, da? Un părinte nu face așa ceva, să știi niciodată. Îl luați de mic, îl creșteți dumneavoastră, îl formați dumneavoastră. Să batem palmă. 30.000 de euro pentru un băiat sănătos. Îi dau înapoi, nu știu, să plece de aici. Nimic nu se face gratis în ziua de astăzi. Noi facem niște fapte bune. Cine e asta? Puțin, gro-o. Nu ești tu de vină că m-ai făcut de râs, dar... Trebuie și o să câștig un ban, da? Asta e prețul? Pentru copii. Vrem, nu vrem, banii sunt o componentă esențială în viața noastră. O bună parte din timpul nostru înseamnă muncă, pentru bani, pentru întreținerea familiei sau pentru a face un viitor copiilor. Însă, ce se întâmplă atunci când alegi să faci ușor acești bani? Atunci când în urma ta, a câștigului tău, lași oameni care suferă sau, mai rău, destine traumatizate. Vedeți asta doar aici, doar în această seară. Ca de fiecare dată, Ernest este la datorie pentru un nou caz al emisiunii Ochii din Umbră. Salut, Mona! Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că ați venit. Cu mare drag, sunt doamna Georgescu, da? Da, Ernest Francis. Ce se întâmplă, doamnă? Am niște nelămuriri, mari nelămuriri cu soțul meu. Ar fi vorba despre infidelitate sau? Nu. Deci probabil ar fi fost mult mai ușor, dar nu, e o problemă, pot să spun eu, mult mai gravă, pentru că nu înțeleg. Dați-mi mai multe detalii. Suntem căsătoriți de 25 de ani. Mulți înainte. Avem 2 fetițe care sunt sufletul meu, vă mulțumesc frumos, de 14 și de 16 ani. Și în urmă, cu 2 ani de zile, și-a pierdut locul de muncă. Vă dați seama, cu un salariu, 2 copii, foarte greu. Dar știți cum e, ca în căsnicie. Trebuie să treci prin toate, cu bune, cu rele. Noi am făcut față. Iar acum de un an și două luni, și-a găsit la o firmă de transporturi. Cu un salariu bun, de 3.500 de lei. Salariu bun? Da. Dar... au fost toate bune până când au început telefoanele noaptea. Că a venit un transport, că trebuie să care marfă, că... Ok, am înțeles odată, de 2, de 3 ori. Am încercat să nu fiu soția recalcitrantă, agitată, să-l stresez. Am încercat să aflu. Ce transportă? De ce noaptea? De ce se întâmplă mult mai des noaptea? Mi-a spus să stau liniștită, că astea sunt cerințele, fac ceea ce mi se spune, atât timp cât îți aduc banii acasă. Ce te preocupe atât? Ce... Asta e un lucru ciudat. Dar marele semn de întrebare a fost într-o zi când făceam curățenie general. Am găsit 9.300 de euro în casă. Cât? 9.300, deși acum credeți-mă că mă ia tremuratul știind că banii ăia sunt în casă. Și cum adică? Unde i-ați găsit? Cum? Pur și simplu erau ascunși, erau bine împachetați. Nu înțelegeam ce e în acel pachet. Când am desfăcut și am văzut și i-am numărat, i-am mai numărat încă o dată. Vorba românească, erau ținuți la ciorap? Da, da, ceva de genul, că erau și împachetați cu elastic, exact. Să pui deoparte și să strângi asemenea sumă. N-avem de unde. Ce răspuns v-a dat soțul? Foarte zâmbitor. M-a luat în brațe, ar fi trebuit să fiu fericită că a vrut să-mi facă o surpriză. Pentru cei 25 de ani de căsnicie. Bun, și cu toate acestea... Să cumpere o altă mașină. Ca noastră e veche, mă rog. Dar cu toate acestea, dumneavoastră, sunteți aici. Și asta mă face să cred că nu l-ați crezut pe dânsul cum v-ați spus asta. Nu. Pentru că eu știu cheltuielile casei, eu administrez totul, eu mă ocup de totul. De unde să
mai există bani pentru pus deoparte. Poate câștigă mai mult decât acești 3500 de lei. M-am gândit la lucrul ăsta. Poate face un ciubuc, poate face ceva extra. Da, da. Totuși, atâți bani. Nu avea cum să strângă. Păi bun, și la ce v-ați gândit? Ăștia nu sunt bani curați. Mie de asta mi-e cel mai frică, domnule Ernest. Ați vrea ca noi să investigăm exact asta, exact, sursa acestor bani? Aș vrea din suflet să mă ajutați să văd ce se întâmplă. Vă rog mult de tot. Vă salut, băieți! Salut, salut! Salut, Ernest! 5 minute vă rețin și eu atenția. Domnul George Ifrim este suspectul nostru. Se pare că de când și-a schimbat locul de muncă, au apărut foarte multe suspiciuni asupra dânsului. Ce anume face acum? Cu ce se ocupă? Lucrează ca și șofer la o firmă de transporturi. Cu toate acestea, îmi vine greu să cred că lucrând la o firmă de transporturi ești sunat în miez de noapte, pe nepusă masă și ești anunțat că trebuie să pleci de urgență în cursă. Da, da, hai da, o dată, hai de două ori, dar când se întâmplă mai tot timpul, treaba devine suspectă. De ce apelează totuși soția dânsului la noi? În afară de chestiunea cu programul, făcând curățenie prin casă, doamna găsește, țineți-vă bine, 9300 de euro ascunși. De unde ar atâția bani? Ar fi două posibilități. Există suspiciunea că acest domn ar face contrabandă, fie cu alcool, fie cu tutun, pentru că altfel nu poate să-și explice proveniența acelor bani. Haideți să aflăm, vă rog frumos, dacă este vorba despre afaceri ilegale sau dacă este vorba despre o altă femeie. Nu excludem nici această pistă. Stai liniștit, Ernest, cu asta ne ocupăm. Zilele astea urmează să te contactăm și rezolvăm cazul. Mulțumesc tare mult. Vă salut. Salut. Un caz complicat cu foarte puține informații. Detectivii speculează acum orice detaliu. Primul pas, instalează echipamentul de supraveghere în casa soților Georgescu și rămân pe urmele lui Cornel 24 de ore din 24. Filajul poate să înceapă! Atenție! Acest caz vă poate afecta emoțional. Ora 8:30. Subiectul pleacă de acasă. Doiule, mi-ai zis că omul nostru lucrează în crângaș și eu văd că el o ia pe centură. Ține-te după el, poate are ceva urgent de transportat și nu se mai duce la sediu. Tu de câte ori nu te-ai dus cu mașina personală în interes de serviciu? Asta cam așa e. După 40 de minute, intră într-un sat din județul Ilfov. Auzi, dar ce marfă transportă el de la sat? Că în fișe nu scrie nimic. Asta se întreabă și soția lui. Oricum e îmbrăcat la costum, nu cred că o să care saci de cartofi. Alo, ce faci, puiule? Da, păi n-am reușit să opresc acolo, pentru că și curvântare la voi acolo și nu puteam să opresc să mă vadă și pe mine cum te iau de acasă. Dacă mergi puțin mai în față, la capătul podului. Da? Te aștept aici, sun la mașină. Da? Hai, vino încet. Soția lui Cornel a spus că nu-l bănuiește deloc de infidelitate, însă atitudinea ascunsă a bărbatului demonstrează altceva. Să fie vorba de o amantă? Fiți atenți că vine cineva. Dă-i zoom că nu văd de la distanța asta. Ce faci, mă, puiule, mă? Bine. Cum te simți? Așa. Dar ce ești supărat? Cum te simți? Ce face, bebiță? Mai bine? Bine, da. Și cu tine ce ești așa? Ce s-a întâmplat? Ți-e frică? Păi, nu știu, un pic. Hai, mergem. Avem programare acum la 12, da? Mergem la mine. Mergi. Da? Ai nevoie de ceva? Te ajut cu ceva? Nu prea, nu. Ai nevoie? Te simți mai bine? Cortica crește de la o săptămână la alta. Crește și nu mai nu pot. Place. Nu știu exact. Da? Hai că vedem acum la medic, da? Mergi. Hai. Nu-mi vine să cred. El are vreo 45 de ani, iar ea are vreo 18, dacă eu avea. E de aceeași vârstă cu fica lui. E un copil cu un copil. Hai, stați pe urmele lor să aflăm cine este fata. Pornește înapoi spre București. Și în mai puțin de o oră ajung în zona Crângași.
Eu sunt chiar în spatele lor. El e foarte atent, îi duce și ghiozdanul, o ține de mână. Fata asta sigur încă mai merge la școală. Mă uit la ei și nu-mi vine să cred. El ca bărbat nu a mai gândit, dar ea ce-o fi fost în capul ei? Intră împreună într-o clinică medicală care se află la parterul unui bloc. Detectivii intră și ei imediat. Bună ziua. Bună ziua. Sunteți la rând? Da, așteptăm pe cineva să iasă. Ok, mulțumesc. Îmbrăcat într-un costum scump, cu un telefon de ultimă generație, Cornel nu pare deloc a fi un simplu șofer. Și mai mult decât atât, nu pare nici bucuros și nici îngrijorat de situația în care se află la cei aproape 50 de ani. Faci cu Iona. De ce te-ai supărat? De ce te-ai supărat? Ce-i cu tine? Vă pup și vă răspund. Ce s-a întâmplat? Te rog să-și de aici, că nu mai... Dar ce s-a întâmplat? Spune-mi, vreau să-i cu tine. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu mai vreau. Ce nu mai vrei? Nu pot să dau așa. Nu mai avea emoții, hai vino cu mine. Disperarea fetei îi se citește pe față. Detectivii intră în alertă. Apropiați-vă să auzim exact ce s-a întâmplat. Nu am cum, eu sunt peste drum. 3. Hai, mergi tu repede. Ieși din scară și mergi pe lângă ei. Hai odată, nu vedeți în ce hal plânge? Dar nu înțelegi ce vreau eu să fac. Nu mai vreau. Păi mă, puiule, am semnat un contract. Da. Sunt părinți adoptivi. Acum ce facem? Eu acum ce le spun? Și plus că părinții tăi nu o să fie de acord, nu vor să audă așa ceva. Păi ce faci tu acolo la țară? Și pe abia te-am luat liceu, ești liceancă. Nu pot. Nu mai plânge, te rog, îmi vede lumea, suntem în societate, da? Vede lumea pe stradă și îmi vede lumea. Calmează-te. Poate să treacă, să ne vadă, nu pot. Că mi-a zis și doamna doctor că-i fetiță și am auzit și cum îi bate inima și tot. Nu ai cum să stai copilul, ce fel de om să fii să stai? Am avut cu ei o discuție, da? Da, dar nu, copilul e un contract, e un copil, nu am cum. A fost o greșeală, a fost orice, dar nu pot, nu pot, că e al meu. Calmează-o să fie bine, nu mai gândi așa negativ, da? Calmează, nu mai plânge. Uite, se uită lumea la noi, trece lumea pe stradă. Da? Eu nu mai pot. Hai, te rog. Doamne, să dea copilul spre adopție. Un caz de-a dreptul șocant. Ce fel de suflet are acest bărbat, dar mai ales ce luptă duce această tânără păcălită, poate de prima ei iubire. Te simți bine? Poți să ajungi acasă? Poți să ajung acasă. Eu nu pot să mai merg. Păi mă lași să mă duc singur, așa gurata. Uite, îți dau bănuți, ca să ai bănuți la tine, da? Dacă nu e un taxi, vezi, te descurci, da? Hai să văd și nu mai plânge, că nu-mi place cum te văd așa. Pune-l bine, tu pune-l bine în casă. Nu, lasă-l așa. Da? Hai grijă de tine. Te pup, da? Te pup. Ai grijă ce vorbești cu ei, da. Te rog. Te sun de seara. Rece, calculat, sau de fapt inuman, bărbatul îi întoarce spatele fetei și pleacă. El a vrut doar o distracție, iar acum încearcă să-și acopere urmele. Eu mă întreb de ce nu-și asumă responsabilitatea. Are 2 copii acasă, îl mai face și pe al treilea. La 45 de ani, să fii din nou tătic, nu e chiar ușor. Treizeci de minute mai târziu, echipa de supraveghere îl surprinde pe Cornel la o terasă. Ce mai face, Cornel? Ce să facem, doamne? Acum am fost la medic, am făcut niște ecografii. Aule, e bine, Mirela? E bine, e bine. Păi și ea zice că vine niciodată. Nu recunoștim și nu se cunoaștem niciodată. Sincer, îi vine greu să vă cunoască, pentru că dumneavoastră veți fi părinții. Da. Fetiței. Și vine greu să se despartă sau să se gândească că renunță la un copil pe care și l-a dorit. Un copil e o binecuvântare. Cum de v-ați gândit totul să-l dați? Nu considerați că la noi este problema din punct de vedere financiar. Este o binecuvântare pentru dumneavoastră care aveți un potențial material și aveți cu ce să-l întrețineți. Pentru noi ar fi un chin pentru că nu avem unde. Noi deja suntem 6 în familie, într-un apartament cu 2 camere și ce să zicem? Să-mi spuneți dacă cumva vreți să vă răzgândiți sau ceva. Fiindcă nici n-am vrea să dăm bani, nici să ne trezim pe urmă că vă răzgândiți. Nu se pune problema de... Nu considerați că
ca o marfă care se vinde. Doamne, ferește, dar nici nu m-am gândit la așa. Încercăm să părinții adoptivi noi pentru că, a avea o familie bună, pentru a avea o noi creștere. Noi avem servicii bune, atâta că nu ne-a zis Dumnezeu da, și noi partea materială, și... pentru noi nu putem să o avem. Nu pot să spun că este, ne este nici nouă ușor, că... Na. Tristețe în glas, 6 suflete în 2 camere, copil făcut din dragoste, o familie fără posibilități materiale. Dumnezeule, ce minciuni frumoase țesute pentru viitorii părinți adoptivi! Să dăm omului banii să încheiem, să batem palma. Deci asta este. Da, vă mulțumesc. Aveți încredere că noi suntem serioși. Să sperăm serioși. Că nu există probleme, nu, să nu, ne facem... Nu o să fie. Nu o să fie. Adică... Noi suntem foarte serioși. Ne bucurăm să auzim asta și să sperăm că totul va fi bine. Nu mai înțeleg nimic. Vorbește așa să impresioneze familia sau vrea să îl dea pe bani? Ora 9 și 15 minute. În casa soților Georgescu. Bună dimineața, iubire! Bună dimineața! Mi-ai făcut și cafeaua. Vroiam să te cert că lași lucrurile împrăștiate, dar acum dacă mi-ai făcut cafeaua, chiar nu te mai cert. Dar ce faci acolo? Uite, mă uitam după niște anunțuri. Pentru mașină, să văd ce mai apărut noi. Păi, haide, arată-mi! Dacă e surpriză, o să vezi în fața casei. Nu trebuie să te grăbești. Eu te înțeleg că e surpriză. Dar totuși, știi că curiozitatea e mare. Întotdeauna am fost curioasă. Atâția ani de căsnicie. Nu înțelegi, sunt pentru familie. Vreau să-ți fac o surpriză frumoasă și ție și fetelor. Eu te înțeleg. Dar am apucat și le-am spus și fetelor. Chiar aseară m-a întrebat Corina. Tu o să vezi prima și o să vadă și ele, da? Hai, dar nu sunt, sunt panica, foarte calmă. Vreau să văd din partea ta înțelegere cum a fost și până acum. Atâția, da? Dar poate o să schimb decizia și o să ne arăți. O să-ți arăt la momentul potrivit, da? Pănuielile soției sunt cât se poate de justificate. Însă ea nici măcar nu-și imaginează ce face soțul ei. Atenție, iese pe poartă! 3, să-l preiei tu! Acum înalt și drona și mă duc după el. De data aceasta, se îndreaptă spre județul Dâmbovița. Oprește în fața unei curți. Tanti Maria! Bine ați venit, domnul Cornel! Bine ați venit ca să mă salvați pentru necazul care l-am... Ce faceți, Tanti Maria? Ce să fac? Uite, amărăciune cu nepoata asta mea, Alina. Uite ce mi-a făcut domnul Cornel. Scăpați-mă de necazul ăsta, vă rog mult de tot. Ce sunteți așa, Tanti Maria? Ce sunteți așa necăjită? Ce s-a întâmplat? Să nu fiu necăjită. Eu mai sunt femeie, să mai am grijă de copilul ăsta. La vârsta asta, părinții nici nu sunt împreună, sunt plecați. De parte, a lăsat-o în grija mea. Și ce mă fac eu acum, domnul Cornel? Vă rog să mă ajutați. Am vorbit și cu doamna Ileana și a zis facă tot posibil, poate m-a ajutat și pe mine să dau și copilul ăsta undeva. Pot să găsesc pe cineva, o familie înstărită, să-l adopte, dar vreau de la matale să știu sigur dacă ești de acord și ea dacă este de acord, pentru că va trebui să semne asta. Vreau, nu vreau, eu trebuie să fiu de acord că în situația asta nu se poate, m-am făcut de râsul lumii, să scăpați-vă de necazul ăsta, scăpați-mă că nici nu am curaj să mai mă duc, nici să mai ies nici cu cap în lume, să mă vadă lumea, să zic, să vede copilul ăsta nici măcar n-are vârsta cu burta până la gură. Îl dăm la o familie înstărită care nu poate să aibă copii, care nu poate să facă copii. Să-l crească. Să dau o iscălitură numai cu numai să mă scăpat de rușine asta. Bine, în sat Maria, aici. Noi încercăm să vă ajutăm, dar fata unde este? Vă rog în suflet. Alina! Da? Hai! Să rămână. Ieri cu o gravidă, azi cu alta. Amândouă tinere și sărăcuțe. Alina, ce-i cu tine? Tu îți faci bagajul și pleci și vezi treaba ta și asta-i bagajul tău, mă scap de... Da. Doar mă scap de toată rușinea. Și tu cu atât vrei să crești un copil? Mă scap de toată rușinea în satul ăsta, măicuță. Ce ai făcut? Hai, Tante Maria, gata, lăsați-o, lăsați-o, să o să fie la București, la București, e o casă mare. Hai, calmați-vă, calmați-vă, că o să vină acasă, o să vină. Încă o graviduță tânără, încă o adopție, cu ce se ocupă de fapt Cornel? Chiar nu înțeleg, ce am de haide făcut acolo? Haide că o să vezi, Alina, o să stai într-o casă mare, frumoasă, la București. Nu vreau să plec. La mine în curte nu îmi vine decât fără copil. Mai mult obligată, tânăra pleacă din casa bunicii.
întrebările detectivilor se înmulțesc. A zis că o duce la un centru, poate intru în ONG ceva. Și atunci de ce nu i-a spus lui nevastă sa? Dacă faci bine, spui cu ce te ocupi. Dacă faci rău, ții totul ascuns. Hai, trei, ține-te de după el să vedem unde o duce și mai ales ce meserie are. Subiectul nostru, că de transport marfă, clar nu se ocupă. După o oră, Cornel ajunge în zona militari. Echipa 2, fiți atenți, unde o duce pe fata asta? Mă duc eu să văd. Îți spun eu, aici o să te simți bine. Până o să naști, o să rămâi aici. Am înțeles că până mă vor accepta ai mei și ai mei o să mă accepte. Ei nu vor să te accepte, tu nu ai înțeles, păi ai văzut discuția de asta. Nici bunica ta, nici maica nu vor să audă de tine. Pentru tine este dezavantaj, plus că nu ai tată la copil. Nu vreau să te jignesc acum, dar e și problema ta. Tu ai creat-o, da? Deja ești mare, ai aproape 18 ani, gândește-te ce o să faci. Nu ți este bine acolo, da? Și rămâi pe străzi. Cum te vezi tu acum cu un copil în brațe, stând la metrou și încercând să-ți câștigi existența? Tu știi cât costă cheltuiala unui copil pe lună? Îți spun eu peste 1000 de lei. Numai laptele, numai ca să-l întreții, numai medicamentația. Nu? Și plus că cu tine cine te îngrijește? Cine are grijă de tine? De tine ar trebui câteva zeci de mii de lei ca să ai grijă de viața ta. Ceea ce nimeni nu e dispus să te ajute. Dându-ți spre adopție, îi faci și lui un viitor, gândește-te la tine, cine poate să te ajute? Păi, uite aici, casă mare, toate condițiile. Păi trebuia să te gândești până acum, să duci la muncă. Acum cine te ține pe tine cu un copil cu atâtea cheltuieli? Nu știu, ceva trebuie să existe, gândește-te pe bine, soluție. Că cea mai bună variantă este să-l dai spre adopție, va fi și un copil fericit, va avea o educație, va avea o familie. Da. Dându-ți spre adopție, ai și tu o viață frumoasă, are și el o educație. Detectivii pun cap la cap informațiile. Gravide, sărace, fără sprijin, fără familie, tinerele rămân în vilă până nasc. Cornel le sprijină și le ajută cât poate. Apare o întrebare. Ce legătură există între copiii nedoriți și banii găsiți în casă de soția lui? Rămâne să aflăm! Ora 2 noaptea, în casa familiei Georgescu. Alo, da? Păi, Laura, stau? Ce s-a întâmplat? Ce e? Bine, bine, haide. Cât de pot de repede, în jumătate de oră ajung. Iar pleci. E transportul ăsta de făcut. Ce transport? Ana, știi că de la muncă... La bănuieri, la idei. O oră, oră și un pic. Mă întorc. Fii bine că pentru noi muncesc, pentru binele nostru, da. Și bănuții ăștia care îi fac, îi facem pentru noi. Da, eu știu și te-am respectat. Încerc, dar vreau să știu și eu măcar ce fel de transport. Nu m-ai întrebat despre... Din cauza asta nu îmi m-ai fac întrebat despre idei. Asta nu este problema ta. Bănuții care îi fac, îi aducem în familie pentru noi. Da, știu Hai. Că tot timpul ai muncit pentru familie, dar totuși stau cu grijă din cauza ta, te a pup, noastră. Și ce eu te iubesc. Hai. Deja minciuna este cusută cu ața albă și detectivii se miră cum de acceptă soția lui așa ceva. Se întâmplă ceva foarte grav pentru că a plecat în viteză. Încearcă să te ții după el! În mai puțin de 15 minute ajunge la vila în care a lăsat-o pe tânăra mămică. Aici este o salvare. Are luminile pornite. Îl văd și pe el. Pare că am disperat. Mergi și tu să vezi ce se întâmplă, că pe dronă nu se vede nimic. Bărbatul aleargă. Detectivii aleargă și ei să vadă ce se întâmplă. Hai, calmează-te, fii liniștită. Nu vreau. Te rog frumos, calmează-te, fii liniștită. Că mi-e frică. Dacă pierd copilul. Spune și mie ce s-a întâmplat. Ce e aici? De ce e starea asta de panică? Ce s-a întâmplat? Eu nu înțeleg ce e aici. A ridicat ceva, nu știu. Păi nu și ce a făcut? Tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Am găsit un baie, era plină de sânge. Ce să fac? Am chemat salvarea. Bine că sunt de gardă acum. Am făcut niște antispastice. Nu mă interesează, ai grijă ce faci. Deocamdată este bine, da? Te rog, nu te panica. Te rog, ai grijă noaptea asta de ea. Vezi ce faci. Stai liniștit, stai liniștit. Nu vreau să văd altceva. Stai liniștit. O tânără gravidă se teme pentru viața bebelușului ei. Cornel este și el din ce în ce mai panicat. Medicii fac tot ce este omenește posibil și totul se întâmplă în doar câteva secunde. Detectivii nu înțeleg comportamentul acestui bărbat. Dacă se teme pentru viața tinerei, de ce nu a însoțit salvarea spre spital? Ce se petrece de fapt?
frumos, da? A fac orice. Ele mă roagă treaba asta. Poți să spui de 7 ori că are o mamă, dar eu mai pot să spun că are un tată. Trebuie să avem și noi un profit, nu? 10.000 de lei a dat. Cum nu vedeți că va păcăli? Eu sunt un om cu carte, domnule. Cum de la țară, domnule? Care, mă, colegă? Te fii băiat cu ea, priștină? Ce faci? O căutai să vadă dacă s-a epilat? Fiecare se descurcă cum poate. Afară, ieșiți afară. Afară, descurcă-te de la mine. Ora 12. Detectivii sunt încă la datorie. Ce faci, doamnă? Obosită? Femeia care era pe ambulanță este amanta subiectului nostru. O femeie trecută și ea de prima tinerețe se îmbrățișează cu el fără să se teamă de ceva sau cineva. Am făcut tură dublă, măi. Deci m-am dat peste cap să o salvez pe ființa asta. Deci a fost nasol de tot, vorbesc serios. Deci în orice moment putea să piardă copilul și ce făceam atunci? Ce mai vindeam? Spune și tu. Doamne, deci am avut noroc. Am tremurat în fiecare secundă. Toată lumea vrea copii sănătoși. La urma urmei, gândește-te că oamenii dau o grămadă de bani pentru ce? Pentru un rebut? Pentru un... Mulțumim lui Dumnezeu. Da, cred că este totuși o încercare pentru noi. De ce spui asta? Noi vindem copii? Nu înțeleg ce vrei să spui. Cu ștoaicele astea și la 12-13 ani, când încep să le crească c***le și pe unde pot, fac copii și atunci tu îmi spui mie că eu sunt cel care greșesc. Nu, eu sunt un înger păzitor și pentru ele și pentru copiilor. Dacă stăm strâm și judecăm drept, cam așa este. Informația de până acum răstoarnă toată investigația. El este îngerul păzitor, care profită de pe urma naivității tinerelor gravide și sărace, dar mai ales de pe urma copiilor lor nevinovați. Ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă? Am înțeles că e gravă treaba. Din moment ce soțul nostru face parte dintr-o rețea care vinde copii, să-mi spui tu cât de grav e. Cum adică vinde copii? O să-ți arăt niște imagini. Uite, de drum. Și în timpul ăsta va trebui să sun la poliție, pentru că așa prevede legea. Trebuie anunțate autoritățile. Oh, ce bine arată! Da, îmi place, îmi place! Arată. Îmi place, păi, miroase a boane aici. Asta e străin, e sirian. Păi atunci trebuie să fim... Pe fază trebuie să fim. Mi-a zis avocatul că... Ăștia trebuie mult și bine de tot ăștia. Trebuie să avocat, că ăștia face România niște filme. Ce petare e băiatul. Ăștia au venit în România, s-au îmbucățit, au venit niște rupi. Păi tocmai de asta ți-am zis că el vrea băiat, el vrea băiat, că se poartă numele, să aibă niște întorni. Și tipa e, oricum, e supusă lor, e, știi, dar e femeie de treabă, mă înțeleg. Am nevoie de bani, trebuie să scoate cât mai mult de la mine. Lasă-mă, numai tu ai nevoie de bani. Păi toată lumea are nevoie de bani, pentru că eu pentru ce muncesc. Trebuie să prindem așa ocazie, abia aștept. Vedem ce iese cu el, nu pot să zic. Deci fii atent, 30. Bine, cerem 30.000, dar dacă nu dă el, trebuie să mai lăsăm. Trebuie să dea. Lasă că alții dau 100.000. Vedem cât de mult se impune el și ce avea. Dacă poate că nu are bani, chești sau poate că... Trebuie să exploatăm la maxim. O să vedem ce o să iasă, nu sunt sigur de nimic. Ocazia asta nu se poate să scăpăm. Da. Străin aici, asta nu are nicio șansă să ia un copil, să aducă un copil, așa, pe căi legale. Deci trebuie să fim deștepți să exploatăm treaba asta. Vorbim despre o rețea în toată regula, în care sunt implicați oameni din toate domeniile și mai ales oameni cu bani mulți, care sunt dispuși să cumpere un copil sănătos. De aici provin cei 9.300 de euro găsiți de soția lui Cornel în casă. De aici misterul vieții soțului ei. Bună ziua! Bună ziua! Cadi! Îmi pare bine! Miruna! Îmi pare bine! Îmi pare bine! Mă bucur! Domnul Khalil mi-a vorbit, domnul avocat de dumneavoastră, mi-a spus că doriți să înfiați un băiețel. Da. Dacă ne e posibil un băiat. Noi suntem ca și o fundație, îngerii copiilor, de când se nasc și până ajung în familie bune ca să trăiască. El este sirian și știți cum sunt priviți străinii. E ocazia neumoară să ducă. Am să vă arăt... analizele pentru băiețel, copilul va fi sănătos. Asta putem să spunem. Asta e mai important. Analize. Copiii sunt sănătoși, sigur că da.
asta din familii sănătoase. Când plecați de la spital, plecați cu copil sănătos. Au situație materială mai precară, dar sunt sănătoși. Chiar nu au. După un an, doi ani vrea copiii înapoi. Nu. Păi, ascultați-mă, domnul Calil, noi o să căutăm din spital, din prima zi, după prima zi de naștere, după 24 de ore, să facem actele direct pe numele dumneavoastră, ca să nu mai aveți probleme pe viitor. Cu notar, va fi totul legal, va fi totul legal. Deci, că, practic, după cum știți, în România, cu sistemul medical, toamna este acolo, găsim oameni potriviți care să facem actele ca să nu fie, nu aveți probleme, să aveți deci în prima zi. Deci voi copilul din spital, va fi pe numele vostru. Și cât trebuie să plătim? 30.000 de euro. Cât? Nu sunt mult, domnul Calil. Deci gândiți-vă că e viața unui copil, deci aveți un urmaș, aveți un băiat, ceea ce la dumneavoastră înseamnă foarte mult sau totul. Nu contează băiat sau fata, e un copil, vrea să adopteze un copil, dar... Doamna Miruna, îl luați de mic, îl creșteți dumneavoastră, îl formați dumneavoastră. Da. O să vă poartă numele, e cel mai fericit asta... caz, cel mai... Asta mă bucură da, cel mai mult. Da. E bine? E bine. Sună când trebuie să născut copii și... Vin la spital, o să facem un, o să facem un precontract, să ne băgați bănuții în cont, să băgați bănuții în cont și în ziua când ați venit să vă facem actele, trebuie să fie bani în cont. 30.000 de euro prețul unui copil. Asta este suma pentru care Cornel desparte un bebeluș de mama lui. Așa știe el să ajute, adică să nenorocească o tânără și copilul ei. Acești amanți vând destine înainte ca ele să se nască. Deja povestea asta e o turnură foarte urâtă. Clar te poate afecta emoțional. Trebuie anunțate autoritățile, punem punct aici filajului. Mergeți, luați legătura cu fetele cazate în casa asta, fetele care clar au fost păcălite. Dacă nu au posibilități, dacă nu au familie, dacă nu au unde să locuiască, găsiți fundații care clar se ocupă cu așa ceva și care le vor binele lor și bebelușilor lor. Ok, am înțeles, o să pun punct filajul. Fără nicio urmă de remușcare, cei doi amorezi se simt acum îndreptățiți să sărbătorească. Dacă este tranzacția asta, e bombă. Dacă se finalizează cu bănuții ăștia, o am plecat. Foarte de fericită! Bravo ție! Nespus de fericită! Ce să zic, păi eu o să las niște bănuți la Petre de 20.000 de euro și restul nu știu ce să fac cu ei, dar vreau să-mi trăiesc și eu viața. Adică să am grijă de mine. Ai strâns ceva până acum, nu? Da, nu pot să zic, am strâns. Chiar a mers. Pentru mine a fost o afacere bună. Și de cât o să meargă așa, nu o să o las. La cu jobul ăsta de asistentă, că mi-am mâncat zilele și m-am săturat de ani de zile să ne tot mintă că ne mărește salariile, că nu știu ce spun, bla bla bla. M-am săturat de nebun, de mizerie și de doctori isterici care urlă la tine că n-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Și trebuie să le acoperi lor mizerii. Așa că, îmi deschid o pensiune la muncă. Și mă aștept pe mine să vin la tine acolo, da? Și aia, da, când te-am luat o nevestită. Da? Da. Hai, dă-te-n picioare. Mai poți să vii și până la mine așa de tine, da? Da. Sper că nu mă uiți acum dacă... Deci se urcă la cap atâtea bani. Scopul, scuză mijloacele. Cam așa face Cornel. Pentru o altă viață, departe de Ana lui cea înțelegătoare, vinde suflete nevinovate și distruge inimi de mame. O misiune grea pentru Ernest, aceea de a-i spune doamnei Georgescu cu ce om a trăit timp de 25 de ani. Sărut, mâna. Bună ziua, mă bucur tare mult să vă revăd. Din păcate să știți că plăcerea nu e chiar reciprocă. Nu, deja l-am pus geană pe geană de când am vorbit la telefon și mi-a spus că e ceva destul de grav. Doamnă, nu că grav. Soțul dumneavoastră ascunde o latură foarte urâtă. Haideți să mergem mai bine. Mergem în sala de ședințe. Dumneavoastră știți unde spuneți dumneavoastră, acolo mergem. Haideți să mergem. Pe unde, doamne? Deci, vă rog frumos, haideți pe aici. Haideți pe aici. Vă rog. Poftiți. Mulțumesc tare mult. Da. Deci a fost într-adevăr cum am bănuit că acei bani sunt murdari. Mi-a spus că soțul dumneavoastră, ok, se ocupă cu transportul, da? Exact, da. Confirmați-mi și mie, vă rog frumos, acest detaliu. El când face aceste transporturi, conduce mașina lui?
proprietate personală sau are o mașină de la firmă? Merge cu mașina până la firmă, lasă mașina la firmă și are mașina firmei. Confirmați-mi și mie, vă rog frumos, în imaginele pe care le vedeți, este mașina soțului dumneavoastră? Da, da. În ziua respectivă, doamnă, da, într-adevăr, soțul dumneavoastră s-a dus către Giurgiu. Cu mașina lui? Undeva într-un sătuc. Un câmp. După cum vedeți, drumul nici măcar nu este asfaltat. Așteaptă o perioadă. La un moment dat sosește o tânără. O tânără? Fiți atentă, doamnă. Ce faci, mă, puiule, mă? Bine. Cum te simți? Așa. Tot ce ești supărat, cum te simți? Ce face, bebiți? E un copil. Dar Mirela are 18 ani, este încă elevă la liceu, în clasa 12. Te simți mai bine? Furtica crește de la o săptămână la alta. Crește și nu mai pot. Da. Nu știu exact. Da? Hai că vedem acum la medic, da? Gravidă, cu burta la gură. E destul de evident, da. Deci nu, 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 nu. Asta nu pot să concep. Vreți să-mi spuneți că bărbatul meu mă înșală cu o fată aproape de seama fiicei lui, cu care are și un copil? Ce-ar căuta acolo? S-o mângâie pe burtă, să întrebe ce face bebiță, să o ia după gât, să încerce să o liniștească. E clar, deci n-am la altceva ce să mă gândesc. Nu, nu. Au plecat de la Giurgiu, a venit cu ea aici în București, la o clinică privată, unde i-a făcut un ecograf. Nu. Ok, toate mă înșală. Toate indiciile ne duc mă înșală, către... da, mă înșală. Ok, e deja ceva normal nu în viață, bărbatul. Nu știu să vă spun unde a cunoscut-o, nu știu să vă spun cum a cunoscut-o. De ce eu nu mi-am dat seama? De ce eu nu mi-am dat seama că el mă înșală? Când ne-am întâlnit, eu v-am întrebat, da, ar fi vorba despre infidelitate? Și nu m-am gândit, și nu lipseam, spuneam, lipsesc o oră, două, într-adevăr, mă îngrijoram. Venea acasă, nu a ridicat vocea, era mai necomunicativ, dar nu au fost acestea, certuri. Toate acestea, știți, plecările astea în toiul nopții, vorba dumneavoastră, se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, dar... Nu se poate. Și povestea se complică. Nu mai vreau. Eu nu înțeleg de ce te-ai schimbat, ce s-a întâmplat. Te doare ceva? Da, și ce mi-a spus doamna doctor și tot ce s-a întâmplat? Că e fetiță și am auzit și cum îi bate inima și tot și... Foarte bine. E un copil sănătos, asta înseamnă că îi bate inima. Da, ce și tocmai de asta vreau să zic că aș vrea să-l păstrez eu, nu să-mi ia altcineva. Să fie timp, nu mai plânge. Nu știu, nu pot. Nu pot, că e al meu. Hai, calmează-te, că o să fie bine. Nu poți să dai cu piciorul la o viață așa. Dar nu se pune problema să dai cu piciorul, nu? E vorba de părinți adoptivi, nu s-a pus problema de dat cu piciorul. Să dea copilul, să dea copilul lor. Unde să... Cui să dea copilul? Unde să dea copilul? Îi cere să scape de copil. Preadopție. Nu cred că îi mai arde domnului Georgescu la 45 de ani să schimbe scutece, nu? Îl vedeți cât este omul de calm, de rece. În vreme ce fetița asta este speriată de mama focului. Să dea copilul spre adopție. Da. El își iubește copiii. El a întotdeauna făcut absolut imposibilul pentru copiii lui. Imposibilul. Întotdeauna a fost aproape de copiii lui. I-a dus la școală, i-a dus la meditații, a fost aproape de noi. Adică am participat împreună la orice în casă, curățenie, absolut orice. Nu are cum să fie, nu are deci cum să fie. Dar ce ca... Cum vă explicați comportamentul lui? Trebuie să mă mai gândesc, nu e bine. Oamenii ăsta am semnat un precontract, adică am lăsat garanția, am avut cu ei o discuție, da? Da, dar păi acum cum poți să mergi cu tine așa? Contract, e un copil, nu am cum, oi, a avut o greșeală, a fost orice, dar nu pot. Nu pot, că e al meu. Dar asta o să fie bine, dar nu te mai gândi așa negativ, da? Ce vezi că o să mă duc să mă întâlnesc cu oamenii ăștia? Vă dați seama că tânăra respectivă e pierdută. Nu se poate. Este omul care, practic, ar trebui să-i fie alături, sau? Nu poate să facă așa ceva. Deci, e un copil, e un copil terminat. Un ecograf de genul acela costă până în 8 milioane de lei. Toate lucrurile astea costă. Faptul că fătuca asta trebuie să se transporte, să se ducă în stânga-dreapta, să aibă grijă de ea, să se ducă la controle, la medici, lucrurile astea costă. Deci
cuvintele nu mi se mai leagă, propozițiile nu mai... Pentru asta erau banii. Pentru asta erau banii aceia pe care eu i-am găsit. Pentru că toate lucrurile astea costă. Mai ales când vrei să nu se afle anumite lucruri. Eu nu știu cum să reacționez, eu nu știu ce să mai fac. Cum o să le spun eu copiilor? Cum o să le spun eu copiilor mei? Nu pot. Deci nu pot. Deci tot timpul îmi vine să mă uit la expresia acestei fete. E disperată. Nu pot să fac asta, e copilul meu, nu pot să-l dau. Pur și simplu eu acum mă sufoc, nu mai am aer, pur și simplu acum nu mai vreau să mai văd nimic, deocamdată nu mai pot. Cât aș vrea, cât sunt de puternică, îmi pare rău, nu mai ce pot. Ce faceți? Efectiv, nu mai pot, pur și simplu, nu mai pot, mergi nu mai după rezist. Ea. Vezi ce, Doamne, iartă-mă. Deci, soțul meu, de 25 de ani, am stat... În casă cu el 25 de ani. Mă înșeală cu o copilă. Trebuie să vedeți până la capăt ceea ce se întâmplă. Nu, eu vă înțeleg, dar acum trebuie să iau puțin aer. Simt că pur și simplu eu nu sunt eu. Cum îi spun eu, frățică? Oh. Nu, n-are cum. N-are cum, n-am cum să fiu eu în povestea asta. Haideți să merg. Nu mai pot acum. Nu va trebui să aveți puterea să vedeți până la capăt ceea ce se întâmplă. Nu mai pot acum, nu mai pot, pentru că nu mai vreau, nu știu, nu mai pot, nu mai vreau, nu... Acum cred că nu mai vreau. Nu mai vreau, da, ăsta e cuvântul, nu mai vreau. Normal că nu mai vrea. O asemenea veste te dărâmă și te face să lași totul în urmă. Doamne, mă tem că interesul este altul din partea soțului dumneavoastră. Tocmai asta încerc să vă fac să înțelegeți. Haideți să aflați despre ce este vorba, de fapt. Bun. Tot în ziua respectivă s-a dus tot în București, la un restaurant. Unde l-aștepta un cuplu. Un copil e o binecuvântare. Este, doamna, dar trebuie să ai și cu ce să-l crești, să-i oferi, să-i oferi din punct de vedere material. Cu ceilalți deja sunt mărișori. Cel mai mic e în clasa 1, mai avem altul din clasa 4, fetele la liceu. Nu, doamna, nu se pune problema, nu ne mai dorim. Noi deja suntem 6 în familie, într-un apartament cu 2 camere și... Când vine un copil mic, deja se schimbă situația. Cum adică suntem 6? Într-un apartament suntem 6? Păi stați puțin. Noi doi și cu fetele suntem 4. Noi suntem 4 în familie. Adică a băgat-o și pe fătuca asta cu copilul? Da, așa suntem 6. Da, dacă s-o cotiți așa, sunteți 6. Dar eu cred că el s-a referit la altceva. Eu cred că... Încearcă să le vândă acestor oameni o poveste cât mai emoțională. Doamne, nici nu m-aș fi gândit. Suntați discuția până la capăt. Dacă este nevoie de un avans de ceva, ne spuneți. Da. Ca să mai facă ceva. Dacă sunteți pregătiți, eu v-am adus dacă și analizele. Dacă e nevoie să mai facă ceva analize, să știu că copilul se va naște sănătos. Nu există probleme să ia un copil, Doamne ferește, cu handicap sau ceva. Noi o să vă chemăm direct la spital și o să facem actele direct acolo. O să trecem pe numele dumneavoastră. Ah, perfect. Da, pentru că eu am niște cunoștințe acolo și vreau să nu fie probleme, să fiți dumneavoastră mulțumit, nici să nu fie afecțiune din partea noastră. Și... Aici sunt analizele, vedeți că sunt bune, puteți să vedeți și valorile. Oamenii ăștia, practic, caută să cumpere un copil pentru că nu pot avea unul. Doamne! Explicați-mi și mie, vă rog frumos, soțul dumneavoastră, cum a ajuns în situația asta? Cum a ajuns să vândă copii? Dar de ce nu mi-a spus? De ce? Ok. Ce să vă spun? Am văzut, nu iubește pe fătuca asta. Am văzut, a prostit-o, a amețit-o. N-avea cum să se uite fătuca asta la el din dragoste că i-a plăcut. Doamne, iartă-mă, e bărbatul meu, eu l-am iubit anii ăștia, dar nu e un super bărbat. Îi atârnă șunci, mă rog,
nu se uita, se vede că nici el nu are. A fost o greșeală, a fost o... putea să-mi fi spus, dar... și rezolvam împreună cum am... Dar el e pur și simplu un... Eu nu pot avea certitudinea că acest copil este al lui. Pot avea această certitudine. Gândiți-vă la cei 9300 de euro pe care i-ați găsit așa fișicuri legate frumos, ascunse la ciorap. Gândiți-vă de ce soțul dumneavoastră vă spune că pleacă să transporte marfă îmbrăcat la costum și la cumașă. Exact, exact, asta a fost întrebarea mea din totdeauna. Gândiți-vă de ce primește telefoane în miezul nopții, lipsește câteva ore, se întoarce bine mersi acasă. Gândiți-vă de ce vă spune în permanență, nu e treaba ta, stai liniștită, taci din gură, nu mai pune întrebări. Și aici se vorbesc nu de lucruri nobile, de lucruri foarte nobile. Durerea femeii nu este doar că a fost mințită și trădată, ci că a trăit atâta vreme lângă un bărbat care nu mai poate fi numit om. De înțeles de ce are nevoie de sprijinul emoțional al mamei. Ana! Mam! Domnul, ne rugă să o lăsăm 5 minute, hai să o lăsăm înțeleg. Ce s-a întâmplat cu... ce s-a întâmplat cu tine? Te-ai mai chemat acum aici? De ce m-ai chemat, Ana? De ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, draga mea? Ce s-a întâmplat? Mama mea, nici nu știu cum să spun. Nici nu știu ce să spun. S-a întâmplat ceva acasă cu copiii? Cu cine? Nu, mamă, copiii sunt bine. Dar? Copiii sunt bine. Toată lumea e bine, numai eu nu sunt bine. De ce? Ce s-a întâmplat? Sărut mâna, doamnă. Ce s-a întâmplat de aia pe la domnul Ernest? Spune-mi ce s-a întâmplat. Domnul, ar fi vorba despre ginerile dumneavoastră, despre Cornel. Ce ți-a făcut? Vorba de Cornel. Te-a bătut? Cornel mă înșală, mamă. Cu cine? Domnul, fica dumneavoastră a găsit în casa ei o sumă de bani destul de mare. De unde? 9300 de euro. De la un șofer? Mă tem că ginerile dumneavoastră este băgat până peste cap în niște afaceri foarte murdare. Doamne! De cea mai joasă speță. Hai de mine, de ce nu mi-ai spus până acum? De ce? Vreau să vă uitați un pic peste asta. Eu am vorbit cu domnul Cornel de pe situația asta. Hai, vino mai aproape asta. Aici. Eu am vorbit cu domnul Cornel toată situația. Asta e alta. E alta, de dimineață tot încerc să vă explic. Fiți atentă. Ai văzut ce zice mamaia, da? Să te iau la București, să-ți fie bine. Păi da, dar și copilul meu? Păi copilul tău o să dăm la o familie înstărită care să aibă grijă să-l crească. Dar aș putea să-l crezi, că aș putea să-l crească. Cine să ți-l crească? Eu. Cu adică tu? Singură, cu cine crești tu? Am înțeles, tante Maria, cum e tata la copil? Ți-o fi milă de el, dar nu altă păjare de-al vezi, să-ți faci bagajul și pleci. Tante Maria, ți-a ce așa mai făcut de râsul lumii? Ce spune tu, cum ești tu? Cum ești în sacul, ești tu cu burta la gură? Spune și mie. În ce situație m-a adus pe mine în satul ăsta aici? Câți ani ai tu, Alina? 17 ani. 17 ani. Asta înseamnă un copil? Doamne! Mie îmi pare rău că v-am luat așa ca din oală. Am crezut că el are o relație cu una de 18 ani, care este deja gravidă, cu burta mare, o să aibă o fetiță. Eu din cauza asta m-am panicat. Poate că era mai bine așa. Se pare că ginerele dumneavoastră, împreună cu o asistentă care este posibil să-i fi fost colegă pe vremea când el lucra la salvare, a intrat în afacerea asta murdară. Și cu asta se ocupă. Să vândă copii, auzi? Într-o altă zi, tu se întâlnesc cu alți oameni, oameni foarte bogați. El este un cetățean sirian. Domnul avocat a spus că dumneavoastră vreți un băiețel, vreți un copil. Doamne, în ce situație? În ce s-a băgat? Stai să aud. Ne dorim foarte mult. Am zis, am căsătorit din 10 ani și fără copii. Avea nu, așa, am făcut mai multe tratamente, am fost și la el în țară. Și cred că am dat o grămadă de bani și pe tratament. Absolut. Copilul va fi sănătos, asta putem să vă garantăm, că sunt analize. Copiii sunt sănătoși, sigur că da. Dar nu mă vin după un an, doi ani, vrea copiii înapoi. Nu. Păi, ascultați-mă, domnul Khalil, noi o să căutăm din spital, din prima zi, după prima zi de naștere, după 24 de ore, să facem actele direct pe numele dumneavoastră, ca să nu mai aveți probleme pe viitor. Se negociază înainte să nască copilul. Toate detaliile și ascultați-o pe asistenta din spital. Noi ne dorim probleme, foarte mult, foarte mult. Am dat oricât. Oricât. Un copil este...
Da, da, domnul Calil, eu vă spun... la casa omului și practic nu este niciun preț. Fata care va naște băiatul mi-a spus de 30.000 de euro. Asta e prețul? Prețul fericirii? 30.000 de euro? Ana, cu cine ai stăcut toată Ana? Doamne, dar omul ăsta așa a fost de la bun început sau... Ai stat atâția ani, s-au făcut fetele mari și tu nu ai știut cu cine stai? 30.000 de euro. Se negociază. Pentru un copil? Îți închipui de când face el problemele astea? În ce s-a băgat? Era șofer pe salvare, ajuta oameni, el avea milă de toți cei din jur. Deci cum ajunge, doamnă, un om să facă asta? Nu știu, domnul Ernest, ce să vă spun. Probleme așa de mari financiare sau... Nu, nu avea, dar uitați în ce filier a intrat, cu cine și ce a făcut, nu știu ce să vă spun. Nu știu. Nu știu, că sunt disperat în situația asta. Părere de rău, vă aduc la cunoștință, el va face pușcărie pentru asta. Cred, păi știi, bănuiesc. Și noi ce facem? Nu aveți niciun amestec în povestea asta. Cum o să le spună mamă fetelor? Ce să fac? Nu știu. Nu știu. Nu știu, trebuie să luăm o hotărâre ca să vedem ce faci, că nu mai poți să mai stai cu el în continuare. Nu mai poți în situația asta. Dacă acum se face așa la bătrânețe, îți închipui ce să mă face? Știu, nici eu n-aș putea că el nu să se, nu să se, cum să spun, să se lase de așa ceva, că s-a obișnuit cu bani mulți și acum nu o să se lasă. N-aș putea să-ți trec peste... Nu știu, ce o să zică fetele, când o auzi? Dai seama, el care era atât de legat, adu-ți aminte, mamă. Nu mă duc eu să iau pe fata mea de la meditație. Mă duc eu, lasă că vin... Făcea pe tată grijuliu? Nu, eu nu, am impresia că eu nu sunt... Că nu sunt eu în povestea asta. Nu, trebuie să iau o hotărâre. Am greșit, Ana, trebuie să iau o hotărâre. Ar fi trebuit să spun. De mult, de când ai găsit banii, trebuia să-mi spui și vedeam ce hotărâre luam. Vrei să ajungi să trăiești ca mine cu taică tu? Nu, mamă. Gândește-te bine la tot ce ți-am spus. Nu trebuie să mai stai sub nicio formă. Anii trec și ce faci? Cornel nu era capabil să facă așa ceva. Îți spun eu, mamă, îl știu de 25 de ani. Și mai un detaliu, că de unul singur nu are cum să facă asta. Exact. Aici e nevoie de o rețea. Aici e nevoie de oameni care sunt puși în funcționarea statului, care sunt unși cu plicuri, cu bani, ca să facă niște ilegalități, pentru că de altfel cercul nu se închide. El a știut, a fost omul lor, s-a implicat în măgăriile și mizeriile astea, pentru că i-a venit bine. Dar cu cine? Uite-te un pic aici. Ți se urcă la cap atâtea bani, hai de mine, Ana, alta! Asistent! Vreau să asculți foarte bine, pentru că te privește pe tine și pe familia ta în mod direct. Eu în sala ăștia mă la petrec de 20.000 de euro și restul nu știu ce să fac cu ei, dar vreau să-mi trăiesc și eu viața. Adică să am grijă de mine. Ai spus ceva până acum, nu? Da, nu pot să zic, am strâns. Chiar a mers. Pentru mine a fost o afacere bună. Tu atâția ani, Ana, de mult se întâmplă nu așa se ceva poate. Și tu nu ai știut? Nu ți-ai nu dat seama? Poate, nu ți-ai dat seama, mamă, Ana? Nu, pur și așa simplu, este. Nu mai e viața doamne, mea, mamă, eu ce o să fac? Banul acum? Făcut foarte repede, foarte ușor, grămadă, te corupe. Ana, trebuie să iei o hotărâre, nu mai poți să stai în situația asta. Gândește-te. Nu o faci pentru tine, nu o faci pentru el, o faci pentru fete. Din informațiile pe care le avem, astăzi are o întâlnire în Ilfu, într-un sat care se numește... Dacă vreți, putem merge acolo. Mergem, domnul Ernest. Femeile găsesc curajul să-l înfrunte pe Cornel. Cu ajutorul detectivilor, suspectul este localizat în satul din care a luat-o în prima zi de filaj pe tânăra însărcinată. Deci știi ce înseamnă contract? E copilul meu, nu aveți gata, cum deci să faci. Dăm în judecată. Dar nu poți să ți-l cresc. Mama ta trebuie să o convinge. Acum, ascultă-mă, trebuie să o convingeți. Eu nu mai stau să... Nu ai ce să faci cu copilul ăsta. Nu pot. Nu mai ai ce să faci cu copilul ăsta. Nu mai am ce să... Nu ai condiții să-i oferi. Eu sunt singur. Te duci la București.
te duci și dai copilul, cum am vorbit. Muncesc, de ajul la sapă, îmi fac orice, mă angajez, te rog eu frumos. Ai văzut că taică tu spune că trebuie să mergi la București, da? Nu mai vreau, n-am mai. Băgați mințile în cap. Asta nu înseamnă că îți face cineva vreun rău, nu? Ai văzut cum stau lucrurile, asta nu îți face nimeni niciun rău, nu? Atât de nu ai cum să-mi faci. Nu-ți face nimeni rău. Nu-mi place să te explic. Mirela, nu-mi place să te explic. Haideți, intrați cu doamna, intrați, unul dintre voi intră cu doamna. Zâmbiți, vă rog frumos, la cameră! Nu de alta, dar ca să dați bine pe un post național de televiziune. Ce faceți aici? Stai puțin, stai puțin! La canal de suntem. Ce faci, Cornele? Ce treabă aveți voi aici? Vinzi copii, mă! Vindeți copii, cu asta vă ocupați? Nu ai ce să faci, te duci, că ai semnat un contract cu oamenii ăștia. Te rog frumos, nu ai cum să mă obligi să mă duc cu ei, te rog frumos. De ce țip la mine, nu? Mama, ai tu pe eu să mă întreb de ce țip la tine? Ai femeie, eu sunt... Ce ai făcut, Cornele? Eu sunt de vină, nu ești tu de vină că m-ai făcut de râs la ăla, bețivul ăla. Că tu ai vrut asta. Păi eu am vrut, băi, am vrut să te duci, că uite, ai semnat un contract cu oamenii ăia, să te duci să rezolvi treaba cu copilul. Ce căutați aici? Da, eu am o treabă cu fata asta și cu familia asta. O treabă asta. Foarte ilegală, da, de altfel. Da, de unde știi că este ilegală? Wow, în România e legal să vinzi copii. Nu e, dar noi nu vindem copii, noi dar ajutăm. Dar ce faceți? Noi ajutăm niște fete amărâte, cavai de capul lor, să plaseze niște copii, niște familii bune, înstărite, care le pot oferi o educație. Ia ce drept aveți dumneavoastră să faceți asta? Da, eu cu acordul ei a semnat un contract. Cu acordul ei? Da, ea a semnat un contract. Că tatăl mie ei mi se a pare că acord. Ea nu vrea să facă asta și voi cam forțați mâna. Ea s-a răzgândit acum, ea e sub influența hormonilor sarcinii și s-a răzgândit. Doamna asistentă, eu vă aduc la cunoștință următoarele. Domnul Georgescu a fost filat vreme de 10 zile la cererea expresă a soției dumnealui. Ce, mă? Eu fost colegă de serviciu. Care, mă, colegă? Te pripăiești cu ea în piscină? Ce făceai? O căutai să vadă dacă s-a epilat? Lasă-mă cu piscina. Mai ce căutai cu ea? Vezi aici, hai să vorbi. Domnul Georgescu a fost filmată și dumneavoastră și ați pretins 30.000 de euro pentru un băiat sănătos. Eu știu că am greșit, dar nu pot. Păi și atunci ce facem cu oamenii ăștia cu banii? Nu știu, să te duc acasă, îi dau înapoi, m-am gândit să fac orice. Îi dau înapoi, nu știu, să plece de aici, să plece acum, nu mă interesează, nu... O veni cu ăștia de aici. Te-am văzut, știu tot ce s-a întâmplat. Păi stai, cum nu s-a întâmplat nimic? Nu te înțeleg că ce... Nu s-a întâmplat nimic. Mă, ce faceți, vă plimbați? Vă plimbați? Ce faceți voi? E frumos așa? Ce se întâmplă, mă, cu toate... cu fetița aia gravidă, mă? Are 18 ani, mai aproape... E aproape de seama lui Fita, mă. Grijă cineva de ea, da? Cine, mă? Sunt copii care sunt pe stradă, ai, știi prea bine. Dacă era fata ta în situația asta, ce faceai? Ce ai fi făcut, mă? Are casă, are mamă, are... Ce discuții sunt astea? Păi de unde ați are făcut discuțiile astea? Da? Are mamă, da, păi poți să spui de 7 ori că are o mamă, dar eu mai pot să spun că are un tată! Afacerea este că noi acești bani îi dăm familiei fetei, uite, uite ce și-a da, făcut din casa asta. Da, 30.000 de euro familiei fetei? Da, 30.000 de euro, sigur că da, deci noi facem niște fapte bune. Noi facem niște fapte bune. Păi ce, cine e asta, mă? Bă, cine e asta? Auzi, doamna! Lasă-o pe doamna! Lasă-o pe doamna! Vino încoace! Doamna, lăsați-o, lăsați-o pe doamna! Lăsați-o pe doamna, lăsați-o pe doamna, lăsați-o pe doamna! Măi, am după mine! Da, are doi copii de seama cu fata care voi vreți să o convingeți! Ne-am simțit și noi un pic bine! V-a simțit bine? Nu ți-e rușine să fie! Deci, m-ai făcut din om neom! Nu te gândești că are două fete, cât fata asta care voi o convingeți ca să... Noi femeie, da și treci cu mine. Dar ce i l-am luat de la nevastă sa? Păi da, te-am venit la casă la piscină, nu te aduce panic. N-am simțit ce și mai puțin bine. A, te-ai simțit bine, nu ți-a fost rușine. Hai de capul să-ți meu. Fie. Ești că te dau cu afară. Acum te dau eu cu mâna mea afară. Eu te dau cu mâna mea afară. Nu așa. Dar mă rog, eu te rog. Cine e el? Cine e el? Cine e el? Cine e omul ăsta? El e tatăl meu. Ai un tată? Da. Da, și cum acceptați să vă vindeți nepotul? Cum să vând domnul Ernest, am vorbit cum cu doamna Elena. Cum acceptați să vindeți nepotul acestei fete? Elena să ducă, cine vă dă dreptul? Să ducă să rezolve situația cu copilul. Ce să rezolve? Nu să-l vândă, domnule, nu să-l vândă. Îl vinde, pe bani mulți îl vinde. Femeia asta pretinde că ea ți-a oferit ție bani. Câți bani? Nu știu, da, de cu despre câți bani este vorba la mijloc? 10.000 de lei a dat. 10.000 de lei? Da. Câți bani ai aduc acasă de unde? I-am furat? Da, ce furat, nu i-am furat, da? Și asta ce este se numește, mă? Sunt niște afaceri, mă, ce se numește, mă, asta? Nu ai furat banii, da? Dar ce ai făcut, mă? Ai nenorocit niște copile, mă? Dar nu le-am nenorocit. Ele erau nenorocite, ele și-au găsit. Era... Ascultă-mă ce spun, dacă astea sunt de la 13-14 ani, își fac o relație, își fac... Au rămas însărcinate, au
dau viața unui copil și nu au nici măcar unde trăi, nici cere, nu au un job, nu au nimic, da? Și atunci tu mie ce vrei să-mi spui acum? Sunt niște amărâte și tu, sărăcuțu! De unde expresia asta? Cine ți-a băgat în cap așa ceva? Oamenii ăștia? Sau cine ți-a băgat în cap? Cine mi-a băgat mie în cap? Maică-ta? Păi am văzut cu ochii mei, mă! Am văzut cu ochii mei, mă! Ce ai văzut cu ochii tăi? Câți bani? Tatăl ei mi-a spus că i-a oferit 10.000 de lei, 100 de milioane. De la 100 de milioane la 30.000 de euro este o diferență foarte mare, estimată doamnă. Da, este o diferență foarte mare, până la urmă, cu restul de bani, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu restul de bani? Ne luați de proști sau cum? Da, trebuie să avem și noi un profit, nu? Că chiar așa de pomană sunt. Da, trebuie să avem un profit, pentru că... Pe o afacere care este total ilegală, pentru care veți face pușcărie, nu? Da, nu cred că o să fac pușcărie. Nu credeți, dar ce o să faceți? O să fiți primiți cu laude? Nu, știi noi, în România... România, o stradă cu bani, prin București va purta numele dumneavoastră sau cum? Da. Luați de deci, proști? Deci fata este îngrijită în ultimele luni de unde sarcină. Unde e îngrijită? Că eu văd foarte nefericită. S-a răzgândit. Vila aia unde le duceți și le clasați, ăla e un centru. Are condiții foarte bune acolo, ai fost acolo? Nu vă auziți vorbind? Da. Are condiții foarte bune acolo. Asistentă, lucrați într-un spital și traficați copii? Da, lucrez la neonatologie, într-adevăr, lucrez la neonatologie. Asta este interpretarea voastră cu trafic de copii. Doamna, deci noi ajutăm niște fete. Întâlniți cu niște oameni, da, deci noi și cereți 30.000 de euro pentru un copil pe care o să-l puneți direct pe numele lor. Cum faceți asta? Explicați-mi și mie care este desfășurarea. Deci noi 30.000 de euro, cum noi să treceți familiei. Pe numele unor părinți de... care nu au avut nimic de a face, da, domnule, cu copilul ăla. Avocatul nostru se ocupă de toate hârtiile. Deci partea asta legală este acoperită ce de un avocat. Da? Legală, deci eu doar pun în legătură niște familii care doresc să aibă un copil cu niște fete amărâte, niște tute care au rămas însărcinate și care n-au ce să facă copii. Acum niște gogoși că faceți o faptă bună, sunteți niște buni samariteni de altfel. Da, exact, și facem o faptă bună. Păi dacă sunteți niște buni samariteni, ce se întâmplă cu restul 27.000 de euro? E problema mea ce se întâmplă, trebuie și o să câștig un ban, da? Cum poți, mă, să spui că lucrezi? Cum poți, mă, să spui că, mă, sunt niște bani murdari, mă, nu te gândești după niște suflete, mă. După niște suflete, vinzi copii. Nu-i vând copii, nu se... Le caut o familie unde să crească, să aibă o liniște, da? Să aibă o familie, da. Cum ai fost de acord să fii de acord, să-și dea copilul? Afară, mă poartă, că m-a făcut de râs. Da, păi cum te-a făcut de râs? Cum m-ai asta este, a greșit, trebuia să o ierți. Păi, dar eu sunt singur, n-am soție, n-am încă trei copii plecați. Ce dacă? Dar și în situația asta ce să-i faci? Păi ce să-i faci? Să ducă la București să rezolve situația. Păi de unde? Păi cum ne-a vorbit la copilul ei? Cum? Cum nu vedeți că v-a păcălit? Nu vedeți că v-a păcălit? Fiecare se descurcă cum poate. Da, e adevărat, când mi-am ales meseria, eu am sperat la și condiții mai bune de muncă. Deci în spital habar n-ai cum se muncește pentru 2000 de lei? Câte demisia. Nopți nedormite ai, câte sâmbete și duminici? Nu ajungeți să vindeți copiii altora. Orice bun în România, până la urmă te costă niște bani, da? Că este copil, că este marfă. Un bun, este o marfă. Este un bun, cum, da, adică? Este un bun. De ce să nu considerăm asta un bun? Ce vorbește? Pentru că îl trecem asistent la neonatologie. Da. Un copil este un bun. Aolea, ce o să marfă. Vorbesc cu tine, deci nu înțelegi care este situația. Mă, de unde ești tu sigur că ajunge în canale? Că așa tu, măta te-a crescut pe tine în piscină, te-a crescut cu jacuzzi, ce-a făcut măta? N-ai fost și tu un amăr la viața ta? Bine, și pentru asta a fost cineva să-ți dea un mentor, da? Și măta trebuia să te vândă când era gravidă, că era un amărât. Dar nu e vorba de vânzare, domnule, de ce pui problema așa? Nu e vorba de vânzare, nu, da? Nu, eu vreau să vorbesc cu aia. Dar ce să vorbești cu femeia? Cum n-am ce să vorbesc? O fostă colegă de când eram de salvare, acum... A, o fostă colegă și eu... De când o călărei, mă? De când o călărei, mă, p***? La aia câți ani are, mă? Mă, puțin, că nu călăream. E de-o seamă cu tine? Da. Uite așa ea târnă carnea pe ea. Păi la tine cine s-ar fi uitat, mă? Ai luat bani și acum vrei să-ți bagi loc de ea? Lasă copilul în pace! Lasă copilul în pace, a greșit! Există loc de iertare, lasă-o în pace! Hai, doamne, mă, lasă-i, cine ești dumneata, doamne? Indiferent cine sunt și eu am copii, și eu am copii și am nepoți, nu pot să faci așa ceva. Ieși afară, doamne. Nu pot să faci așa ceva, lasă copiii în pace. Iart-o, iart-o, păi dar dumneata ai luat banii și acum o dai afară. Ia-o dumneata și du-te afară. Dumneata ai luat banii și acum o dai afară, ce faci? Afară, afară, nu merită să stai. Hai, ieși afară. Lasă! Cine e dumneata să vii să mă comanzi pe mine în curte? Păi uite, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Să afară, mai... Ștefă, ia-o dumneata și ai dumneata grijă. M-a făcut cum să s-o dai afară? Fetele astea mă caută pe mine și ele apelează la ajutorul meu. Nu-și pot întreține copii, să le găsesc o soluție, să le găsesc o familie bună. Ele mă roagă treaba asta.
Ele mă roagă treaba asta, așa, iar noi le dăm niște bani. Nimic nu se face gratis în ziua de astăzi. Nu, eu vreau să, vreau să vorbim împreună. Ce să vorbești cu ea? E problema ta? De capul meu. Nu e problema ta, da, tot timpul. Cum nu e problema mea? E problema mea că am doi copii, mă. O să ajungi în pușcărie. Și o să fim târâți în noroi din cauza ta. Asta nu sunt faptele, da? Te rog frumos, la fac orice. Cum poți să faci așa ceva? M-ai făcut de râs. Ieși și dumneavoastră afară. Hai, afară. Afară, afară, ieșiți afară, afară din curte de la mine. Să-ți fie ieșiți rușine afară că de la ești mine, un bătrân de acum. Hai, sunt om bătrân, m-a făcut de râs. Să-ți fie rușine. Nu poți să accepti ca un copil. Ieși dumneata afară, dumneata ce căuți? Ca un copil. Ieși afară, ieșiți afară. Ce ai făcut? Să-ți fie rușine. În curte la om, așa ne-a invitat. Om bătrân, după ce ai luat bani, acum o dai afară din casă. Da, să ducă, cum a făcut de râs. Lasă, că există legi pe lumea asta. Unde am luat bani? Da, da, o să vezi. Ia-o dumneata, spală-te pe cap pe ea. N-au niciun viitor și de asta. De unde știți dumneavoastră că nu au niciun viitor? Pentru că sunt semi-analfabete sunt. Semi-analfabete. Trăiesc cum că trăiesc, uite în ce condiții trăiesc. Semi-analfabete. N-au școală, n-au meserie, n-au nimica. Și se mai trezește și cu un plot. Cu impresia că ne prostește cum la 16 ani, la 15 ani, la 14 ani. Unde e fica dumneavoastră? Nu a fost o greșeală, nici măcar n-am știut, n-am... N-am avut cine să-ți explice toată situația. Și fără dar... mamă, și doar cu el, și care nu i-a văzut mereu așa de mine, nu știu. Păi asta! Femeia asta a luat 27.000 de euro și și-a băgat în buzunar. Păi asta, eu n-am soție, păi soție, asta, de ce mai gesticule? Veniți cu mine, veniți cu mine, veniți cu mine. Alo! Alo, păi explici tu ce mai explici, tu ce mai explici, ce treabă, explicați-mi, da? Ce treabă are mă nevastă ta cu mine? Te-ai dus acasă, ea a fost bani. Ce mai vrea? Treabă cu ea? Cum ai avut mă treabă? Cum ai pus-o? Și așa, așa. Bă, cine mă fă aia? Că n-ai dat nici pe ea? Ai băut o cafea unde? A fost greu. Nu știți ce-mi face ăsta aici. Dacă mă pune să-i spăl josete, să-i fac toată munca, să-i fac tot. Și-am vrut să fug, să plec, să scap de tot. Să rămân doar eu. Te cred ce-a spus că băiatul ăsta are casă unde să te duci? Avea casă? Are casă pe aici, pe undeva? Cornel, care a venit așa cu doamna asistentă, cu doamna Ileana, mi-a zis că ei o să aibă grijă de mine, că o să fie bine, că după ce nasc o să aibă cu copilul, o să aibă grijă de copil și o să-l dea cuiva care chiar poate să aibă grijă de el. Și m-am crezut, dar după ce am fost la doctor și după ce am auzit bătăile inimii și după ce mi-a zis doamna doctor că e fitință, nu ți-a venit să mai renunți la el, așa este? Păi te cred, te cred, te cred, totul este foarte greu să renunți la un copil. E greu de tot, e greu, te cred. Nu e treaba ta! Mă, Leone, nu e treaba mea, 25 de ani! Ce înseamnă asta? De unde te crezi tu așa tot? A cui treaba a fost, mă, 25 de ani? Ce înseamnă asta? A cui treaba a fost, mă, 25 de ani? O, de capul meu! Ce înseamnă asta? Cum am putut să... Cir și panorama, la asta te aștepți la viață? De nu se poate așa ceva! Da, mă, la vârsta mea, dar tu ce-ai faci, mă, la vârsta ta? O, mă, ia uite, mă, câta burta ai, atâta burta ai! Fac niște chestii ilegale, nu nimic ilegal. Ce ți-a băgat în cap prostiile astea? Cu cine, mă, să mă culc? Păi și asta este soluția? Eu văd că aveți casă, aveți termopane, văd că aveți centrală termică, nu? Corectați-mă păi dacă greșesc. Muncesc, domnule, muncesc. Perfect. Muncesc. Deci aveți și-a condiții. Cum și-a bătut păi joc? Păi uite că și-a bătut joc de mine cu toți bățivii, cu toți și-a rămas gravidă. Și asta e o soluție? Și eu, să ia cu doamna Ileana, da, să mă rezolve și pe mine, cu copilul. Și ea ia și-l vinde. Păi eu dă un să știu, domnule, că doamna îl vinde. Păi dacă vă dă bani, ce credeți că face cu el? Nu-l vindem. Unde credeți că ajunge copilul ăla? Nu mi-a dat bani, a zis că sunt... Sunt amărât că nu am, că sunt singur. Păi aveți, văd că aveți casă cu tot ce vă trebuie. Ia uite, centrală păi termică, deci aveți apă. Domnule, ce ați eu nu zic că nu, că nu l-ați făcut cu truda cu dumneavoastră, dar asta aveți condiții. Ce dumneavoastră când ați fost copil, existau centrale termice cu apă caldă, cu tot? Dar dumneavoastră cum ați putut crește când erați copil? Dar da, când eram copil, un da copii, cum umblă ăștia ziua de azi? Păi nu știu, că eu nu trăiam pe atunci. Dar păi vi se pare normal? Păi se dacă pare părinții dumneavoastră normal se gândeau la dar un moment dat... Dar nu se bată joc de mine, dacă... așa, uite, copilul ok, a greșit. Ai idee unde ajung? Zi unde ajung copiii ăștia. Dacă nu-i salvăm noi. Unde să ajungă? Sau cine știe? Ai fost vreodată într-un orfelinat? Nu mai folosiți cuvântul ăsta, să-i salvăm.
pentru că efectiv îi salvăm, îi salvăm de o viață miserabilă. Dacă îi salvați, deci, nu vă păstrați grosul din bani. Deci, cu banii aia făceați ceva, vă deschideați o fundație, un ONG. Dar nu știu de ce te lești de bani, dar de ce vezi numai partea pentru că ceea banilor? Ce faceți dumneavoastră este strict ilegal. Este banii ilegal. Aia îi țineți pentru dumneavoastră, pentru bunăstarea dumneavoastră. Lasă că nu este singurul lucru ilegal care se face în România. 100 de milioane și vă dați 27.000 de euro în buzunar. Stimate, domn. De ce o aperi? Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar nu e vina noastră. De ce o aperi, mă? Totul a pornit de la tata, că am făcut o greșeală și băiatul cu care mi-a promis că o să se soare cu mine, că o să avem o familie, că o să fim fericiți, m-a lăsat baltă, m-a plecat și m-a lăsat așa și... Dar l-am făcut de rușine și pe tata acum și a zis să dea copilul. Vreau să vă arăt ceva. Oamenii ăștia cu asta se ocupă. Fica dumneavoastră nu este singura. Uitați-vă aici, Alina, 17 ani, da? Într-un alt sat, într-un alt județ. Nu e problema dumneavoastră, lăsați chestiile astea. Luați mâna de pe mine și păstrați distanța vis-a-vis de mine. Domnul a semnat un contract cu o fundație. Mă țin din greu să vă vorbesc civilizat. Nu se încalcă legea, să știți. Mă țin din greu. Eu vă spun că avem și un avocat, dacă vreți să discutați, da? Să vorbesc civilizat cu dumneavoastră. Că nu ne impresionați. De ce te-ai băgat cu bărbatul meu? Bravo, bine ai spus. De ce ați vândut copiii? De ce prostește acele copile fără minte? Dar ce faci? Contractul ăla nu are nicio valoare, pentru că dumneavoastră... Contractul acela nu are nicio valoare. Da, explicați-mi și mie. Spune de ce. A, da, adică da. Din punct de vedere, adică dumneavoastră puteți vinde un copil legal sau cum? Dar nu se pune vânzarea de un copil. Dar ce faceți cu el? Da? Explică-ne și nouă, ce aș face din gură. Pur și simplu găsește o familie. Taci din gură, că poate vorbi și singură. Nu trebuie să vorbești cu locul ei. Taci din gură, te-am rugat. Vreau să ascult ce spune ea, nu ce spui tu. Vino, te rog să stăm de vorbă. Nu lăsa pe omul ăsta să se mai apropie de noi. Ieși, da? Mergeți, vă rog să nu dea interviu, să nu dea la presă chestia asta, că după aia o să ne face... O să ne facă tot felul de discuții, înțelegeți? Dar noi avem... Cu ajutați, sigur, sigur, auzi, pentru ce mai? Interpretează, că păi nu, lăsați să spună ce... Nu se pune problema, nu se pune problema. Mergeți și lăsați-o să nu dea interviu, vă rog frumos, da? Eu lucrez într-un spital. Vai da? De mine ce deci funcție importantă. Femeile, fetele astea vin acolo să nască. Da, și tu le faci un bine. Da, le fac un bine. Vai ce roagă, bine le faci, le roagă, o familie adoptivă. Te roagă, dar nu poți să le dai un sfat bun ca o femeie cu inimă ce mare. Ce le dau, că vin deja cu burta la gură? Da, ce și dacă vin cu burta la gură, trebuie să le înveți ce să facă ca să ducă. La următoarea sarcină, nu la următoarea sarcină, să nu li se mai întâmple lucrul ăsta. Da, asta să le facă familia educație. Păi și tu de ce te bagi în familia lor? Eu nu lor. Mă bag în nicio familie. A, nu te bagi să iei bani. Eu le îngrijesc și le găsesc o familie ca să adopte copii. Pentru că altfel le abandonat și ar ajunge în o familie. Eu nu le educ, nu le fac eu educație. Eu le ajut. Le ajut acolo să înceapă o viață cinstită, da, să-și facă o familie și să scape de o problemă. Pentru că asta este o problemă în momentul de față. Ele nu au serviciu, ele nu au educație, nu au nicio meserie și se trezesc cu un copil la 13, 14, 15 ani cu care nu au ce să facă, da? Asta le fac eu, le ajut da, și găsesc da, apreciez, o familie să eu ar copii. Trebui să apreciez că mi-ai târât bărbatul în așa ceva, da? Da? De ce l-a intrat de bună voie? O să ajungeți de pușcărie la ce l-a intrat de bună voie? Nu l-am luat cu forță, este... Suntem foști colegi de serviciu. Da, foști amanți actuali, amanți sau cum vi se vă mai și da, voi să câștige și el niște bani. Și banii ăia până la urmă ți-a adus acasă, da? Și da, te-a făcut cu coană. Da, și te-a îmbrăcat și te-a dus în străinătate și ți-a luat mașină din banii cui cresc. M-a dus în străinătate. Nu, dar din banii cui cresc. El m-a făcut cu coană pe mine. Nu că eu am tras tot greu casei atunci când el a rămas fără serviciu, da? Și după aceea l-ai racolat tu ca o... Liniștește-te că până la urmă mergi la mine acasă și așa cum le-am crescut și lor copii, așa o să te crești și pe tine și copilul tău, o să te angajezi și o să-ți iei servici și o să crești copilul liniștită, da? Și da? Ce face aici? Nu știu, taică, tu de ce faci așa, eu sunt o străină, dar uite-te și tu cum face el. Vezi, un părinte nu face așa ceva, să știi, niciodată. Nu vreau, nu să-l las copilul, orice. Niciodată să nu-l lași, să știi. Știi ce sunteți voi? Bine, te-ai lămurit. Niște criminali. Cu ce să mă liniștesc și cu ce să mă lămurești? Criminali, cum o să fim noi criminali? Da, asta sunteți. Că noi salvăm, salvăm și mamă, salvăm și copil, salvăm și familie care vor să adopte. Doamne, doamne. Măi, deci noi salvăm pe toată lumea. Doamne, ești mitomană. Știi ce înseamnă mitoman? Nu, dar tu știi ce înseamnă? Bineînțeles, ceea ce spui și minți, crezi și tu. Asta înseamnă mitoman. Și aia ești tu, că deja ai început să crezi toate aberațiile care nu, le spui. Nu, așa este. Așa. Păi exact! Ce bună România, până la urmă te costă niște bani. Pe cuvânt, că este copil, că este marzi. De ce? Pentru că ele n-au cum să gândească. E cu
da, este un raport. De ce să nu considerăm acolo 3 lei? Pentru că îmi trecem ghida, pentru că voi aveți papagale. Nu, ce să vorbim, deci nu înțelegi. Fără sumă. Deci fetele astea sunt disperate. Voi vreți să faceți un bine. Băi, uite, și eu vreau să salvez Africa de foamete. Și vreau să fac un bine, nu? Poți să salvezi și balenele până la urmă. Păi da, normal, că mai bine faci lucrul ăsta și spui aperații. Nu, eu n-am salvat pe nimeni. Eu sunt un om fără suflet. Eu mi-am văzut numai de mine. Nu ca tine, o femeie de bine. Că noi am făcut un bine. Ați făcut un bine. Și pușcăria o să vă facă și mai mare bine. Lasă, că până la pușcărie acolo sunt tot felul de... O te adaptezi și acolo, doamna, nu? Noi, și acolo vă adaptați perfect, da. Avem avocați, avem cunoștințe, nu este chiar așa. Hai, uși, da, hai, bine, hai, gata, hai, du-te până nu te fac praf. Hai, zic. Omul ăsta strânge banii și pune la ciorap pentru o viață mai bună. Vă aruncă un praf în ochi și puteți avea probleme mari. Puteți să nu mai fiți în libertate pentru ceea ce faceți. Toate alea costă la medic. Dar unde mergeți dumneavoastră să vă facă un medic să vă facă toate analizele, să vadă dacă e un copil sănătos și să nu plătiți? Unde mergeți dumneavoastră? Mamă, ce bun samaritean ești tu. Știți că iese, le dai oamenilor ăsta un praf. Dacă erai un bun samaritean, îți deschideai un ONG, făceai ceva. Zici, uite, construiai o casă ca asta și le primeai pe fetele astea. Nu e nevoie de ONG-uri în România. Mai ai de strâns până faptul acolo, că nu? Este faptul că ajuți un copil ca să nu rămână pe stres, să-l ajute, da? Așa, cum îl ajuți? Vindeți copilul? Dar nu se pune problema de vânzare, da? V-am spus că adopție nu e vânzare, da? Nu e vânzare și orice în orice zi. Uite, așa ajung șmecherii să-ți dea cu... Cum mai știu eu ce să ne întrebăm, mamă, de unde are ăsta bani? Nu vă băgați, așa nu, nici pe departe. Pe ambulanță. Da, și ce mi-e rușine de munca mea? Persoana respectivă, Duduia, care era foarte agitată pe aici, este asistentă. Haideți să vă spun brațul dumneavoastră ce am văzut eu, da? Am luat copii de la gunoi, am luat alături pe mine și am pus copilul și l-am băgat în ambulanță, da? Erau vremuri mult mai grele. Și asta îți dă ție dreptul să vinzi copii? De ce nu o faci legal? Ceea ce faci tu e profund ilegal. Care e chestia legală, care e ilegală? Vinzi copii! Nu pune problema așa. Da, dar n-aș vrea să nu accept, de că e tata și n-a venit nimeni altcineva. Așa este, hai. Liniștește-te, cred că n-ai pe nimeni, liniștește-te. Că este greu pentru o fată dacă nu are o mamă ca sunt drume. Da? Da. Da. Eu știu cel mai bine cum am crescut și ce mi-a făcut și cum s-a purtat cu mine. Te cred, uite-te. Acum vezi ce face? Vezi? Ce hotărâre a luat? Că eu nu știam așa ceva, că n-aș fi făcut asta să-l dau. Am crezut că-l dau undeva mai bine, dar nu pot. Dumnezeu o să te vadă. Când o să zici că ți-e bine, atunci o să te dea Dumnezeu cu capul de pereți. Mhm, da. Dar de ce nu-l ieși și pe el? De acum de pleci singurică? A? L-ai lăsat aici? Nu vă duceți amândoi de mână? Cum ați fost până acum? Ia spune-mi! Aoleo, mai bine-l cresc în țărână decât să nisip aici pe pătătură, decât să mi-l dea ăștia, să mi-l vândă, să mi-l omoare, să-mi facă ce eu-l face. Dar cine știe ce-l face? Da. Ei zic că le dădeau la diverse persoane, dar cine știe până la urmă unde ajungeau? Nu știu. Păi nu știu ce înseamnă durerea de mamă. Nu știu. N-are nimeni cum să știe, nici eu n-am știut până nu-l simți și nu-l auzi, nu-l vezi. Așa este, numai mamă să nu fii. Numai mamă să nu fie, așa este. Da. Ai văzut? Chiar n-aveți aici condiții pentru un copil? O pensie de 3 milioane și de 300 de ceva de... Cu ce, ce să întrețin și pe ea și încă un copil? Și mai bine să-l vândă ăsta? Păi dar nu să-l vândă, a zis că mă ajută să-l dea la cineva. Terminați cu termenul ăsta de vânzare, da? Pe bine! Ăsta de aici și te rog frumos, nu mai sta în fața mea. Domnule, calmează-te că depășești. Ci ce e? De ce puneți problemă? Lasă, domnule, mâna pe mine, ce înseamnă asta? Și atunci, de ce dau 30.000 de euro de proști? Adopția se face pe bani sau cum? Dacă nu poate să-și facă copii, să dea 30.000. A, acum e o problemă că nu poate să-și facă ei copii. Păi nu poate să-și facă, toate cluburile astea nu poate să-și facă. Și ei vor donația asta, da? Ei donează bani, pentru că fetele astea nu trăiesc cu aer. S-a liniștit că nu e nicio fel de problemă cu noi aici, da? Auzi, cel mai bine ar fi să pleci cu lasă, domnule, panorama. Nu plec eu cu cine hai, cel mai bine. Doamnă, soțul dumneavoastră face un mare serviciu societății. Da, exact, noi asta am vorbit. Noi suntem mai nebuni. Exact. Noi nu înțelegem de fapt. Hei, ce faci tu interviul ăsta? Cine-ți dă dreptul să vorbești? Toată lumea e o marfă sau cum? Da, asta sunteți o marfă și dumneavoastră? Hai de capul meu. Să nu te mai văd, mă, să nu calce piciorul tău acasă, mă, nu mai ai ce să cauți acolo. N-am știut. Eu sunt un om cu carte, domnule, sunt om de la țară, domnule, prea. N-am învățat, că eu am muncit într-una, domnule.
Spune-l. Uite, o să avem grijă de ea, să știi, am spus. Și noi și fetele o să avem grijă de ea, indiferent care este situația. Mie mi se rupe sufletul de tine, ești ca și copilașul meu. E aproape de vârsta fetelor. Da, iubita lui mamă, de ce mămica mea te-ai încurcat cu nenorociții ăștia, măi, mamă, mă? Am fost eu de mine, eu n-am fost. Acum a greșit, acum ce să facă? Înveți și taică-su ce-i face? Nu mai plânge, ai nu mai plânge. Ai gata cu mami, ai gata cu mami. Vreau doar să înțeleagă că nu am fost nimic intenționat. Chiar nu am fost nimic intenționat. Știu, iubita lui mama, nu ai făcut, dar să ai grijă de copilașul tău. Niciodată să nu te mai gândești la asta. Îmi spun eu că Dumnezeu te va ajuta, mami, te va ajuta. Și ai să vezi că o să fii bine și tu și copilașul tău. Vrei să fii cu mine? Fii cu mine. Hai, ia-ți bagajul și hai de cu noi la București. O să fii cu mine și o să fii bine și tu și copilașul tău. Îți garantez că eu nu o să te lang niciodată, puiul meu. Hai. Niciodată, îți promit. Da. Haide. Hai cu mami. Haide. Haide cu mami. O să mergem împreună și hai să vezi că o să fie bine. Îți promit, da? O luăm la noi acasă. Bun. O luăm la noi acasă și de acum o să fie ca și copilul meu. Chiar nu am vrut să se întâmple așa, nu am vrut. Păi eu când ți-am spus să fii liniștită, să nu mai umbli cu toți cu sat. Da, dar el a promis că o să fie bine. Cine a promis? L-ai văzut că era un bețivul. Cum puteai să faci în așa festă de școală? Da, dar zic că se schimbă, că o să fie așa. Toată lumea greșește și e mititică și ea. O să-i vină minte. Mică, dar uite, ne-am făcut de râs. Hai grijă de tine. Da, să o să fie bine. Păi sunteți mândru de comportamentul dumneavoastră? Asta e. Puiți, vă vine să credeți așa ceva? Că se poate întâmpla în România așa ceva? Lasă-i pe ei să plece și hai să mergem cu asta. Mirela, hai tata acasă. Hai, unde ești? Hai cu mine, hai acasă. Hai cu tata acasă. Da. Wow! Nu pot să cred. Hai, Mirela. Mulțumesc frumos, tăticule, mulțumesc frumos! Dacă vă puneți întrebări legate de viitor, iau-ți, e sumbru viitorul. E foarte sumbru viitorul pentru noi. Mulțumesc, Rămâna, mulțumesc! Gata, fii cu minte, gata, hai! Am avut de-a face cu un caz cutremurător. O structură întreagă care a profitat cine știe cât timp de disperarea unor tinere fără ajutor. Suspectul din această seară este, și gândiți-vă bine la asta, el însuși, tatăl unei adolescente. Chiar și așa, nici în ultimul ceas nu a considerat că a greșit sau că a făcut ceva rău. Indiferent de pedeapsa pe care o va primi, ea este una bine meritată. Noi ne bucurăm că de la o simplă sesizare s-a ajuns la destructurarea unei adevărate rețele. Cât despre voi, aveți mare grijă ce faceți, căci știți foarte bine, ochii din umbră văd. Specialiștii emisiunii sfătuiesc tinerele fete care au rămas însărcinate să apeleze la asociații, instituții sau organizații acreditate să le sprijine în păstrarea copilului, iar toate mămicile care au căzut victime traficului de persoane să facă plângeri la organele competente pentru tragere la răspundere a vinovaților. O mamă, indiferent de vârsta pe care o are, nu trebuie să-și abandoneze pruncul, indiferent de situația în care se află. Un copil este o bucurie, nu o tragedie.